România a trecut de 16.000 de infectați cu noul coronavirus. Numărul a crescut cu 245 de noi cazuri de îmbolnăvire. Colega mea, Francesca Simionescu, are însă toate cifrele. Francesca, bună ziua, te ascultăm. Bun găsit, Mihaela, bun găsit, doamnelor și domnilor. Avem în acest moment 16.247 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. De la începutul epidemiei până acum, 245 de cazuri noi raportate în ultimele 24 de ore. Este un număr constant, am putea spune, la fel cum vedeam și în zilele trecute, raportate în jur de 200 de cazuri în 24 de ore. Însă avem un record de vindecări. 1.000 de vindecări au fost raportate, cei drept doar 500 dintre acestea corespund ultimelor 24 de zile, iar restul, aproximativ 600, sunt vindecați din Suceava, sunt persoane care au fost declarate vindecate, însă au fost declarate mult mai târziu, cu întârziere la INSP și astfel abia acum au ajuns aceste date și la noi pentru a vi le transmite. Deci vorbim oricum despre un record de vindecări în ultimele ore, pentru că ultima dată, dacă ne aducem aminte, cele mai multe au fost undeva la 490 de vindecări într-o singură zi. Din păcate, vorbim și despre 1046 de decese, 20 dintre ele au fost raportate aseară, alte 10 au fost raportate în această dimineață, înainte de bilanț, deci iată, am depășit praguri importante. Vorbim și despre 225 de persoane internate în spital, în secțiile de terapie intensivă. În continuare, sunt peste 3300 de cazuri în Suceava, cel mai mare focar de la noi din țară, însă este orașul care a ieșit din carantină după Țăndărei. Au ieșit practic din carantină cele două orașe închise din România. În București 1574 de cazuri, iar în Neamț 805. Acestea ar fi principalele focare de la noi din țară. Pentru aceste informații,